Celin Popescu Tericianu, intervenție în forc, ce-i transmite lui Tudorel Toader, oricine poate fi acuzat. Eful Senatului, Celin Popescu Tericianu, intervine în forc într-unul din scandalurile momentului. Acesta are un mesaj clar pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Trebuie reglementat abuzul în serviciu cât mai repede. Mulți oameni se tem ce pot fi anchetați pentru abuz în serviciu, sublinierei nu iau nicio decizie. S-a discutat despre un plafon. Nu subliniere tiu dacă asta e soluția. Să definim riguros ce înseamnă abuz în serviciu, permite interpretări care duc la abuzuri. Actualul ministru al Justiției, sublinierei fost membru CCR, va veni cu o propunere bine gândită. România e o cară în care nici românii, nici seterenii nu subliniere tiu ce se fac. Oricine poate fi acuzat de abuz în serviciu. În Franța nu există abuz în serviciu, sunt reglementări în privința abuzului de funcție. Sunt cinci mari sublinierei late, a transmis Tericianu.